V-ați salut cu toată suma și cu tot respectul pentru Zabu, nații, telespectatorii mei, dar și prietenii mei, așa cum foarte bine știți, suntem pe GTA și facem parcur nebun alături de cei patru prieteni ai mei. Amice, țin să te anunț că eu am două episoade în plus. Băi, lasă-mă! Și cu ăsta ar fi trei. Crazy! Crazy! Dacă mă întrebe mine... Așa și te întrebai eu, amice, tu ziceți că îl pun astăzi și eu zisei că nu! Mamă! Bă, l-am... voi... Amice! Amice, dar pe episodul tău nu sunt... încălțurile o problemă, nu? Nu, amice, doamne! Amice, de fapt... Morții mă tingă să spun. Da. Vreau să zic că tu n-ar trebui să înjuri nici aici, da? Amice! Deci vezi că tu mi-ai zis și de morți și de gât. Fii atent că pe mine m-a durut în gât și te înjuri acum, te spurc. Ai înțeles? Bă, nu, că zicea de gâtul lui, nu gâtul. Atunci nu mă interesează. Om crescut în familie de creștini a ajuns să spurce, bă, tot ce prinde, mă. Bă, încă nu cred că s-a lăsat la seama, o vârstă. Om crescut în familie de sărași și acum își dă bășini, bă, că mi-ești pula în gura ta, na. E bine? E bine, na. Bogat, ai dracu. Păi nu eram, bă, dar eu nu mă dau rotund. Bine, tu chiar ești rotund. Ce-a rupt foamea gâtul. Și arunc foamea gât cu tot cu tine. Avut un punct de vedere foarte pertinent. Amice, mulțumesc. Cine venea cu o jumătate de telefon la școală? Cum adică jumătate de telefon? Jumătatea aia altă era la legumă sau ce? Nu, jumătatea era spartă și stinsă și venea micul cu un telefon care fusea lui legumă, bă, cu jumătate de ecran. Da, amice, țin să spun că eu până la... În clasa 7-8-a nu cred că am avut telefon, deci păi nu știu. Păi avut, dar ți l-a dat legumă pe ăla și aveai doar o melodie pe el, o țin minte și acum, de la Ariana Grande. Ce mă? Nu mai știu. Nici nu cred că era Ariana Grande atunci. Ariana Grande. Cum o cheamă pe asta, dacă o confund aia, mă? Shakira! Shakira, poate. Nu. E totul de asta, cum o cheamă, mă, că nu mai vine acum? Bă, pusă-și frână! Ariana Grande, da, păi nu, că atunci avea ce 12 ani și pe are 25 de ani acum. Bă, stai, păi, ești prost, bă, dacă greșim mult. S-ar putea să aibă mai mult, să știi, s-ar putea să aibă 27. Nu înțelegi că mai greșesc. Dar cum o cheamă, mă, stai așa? Mai greșește și eu. E uman. Mă, cum o... Mă, e una de asta celebră, tot cu a... Nu știu acum, am fi. Antonia. Andrea Gogan. Nu, mă, e... Da, bravo, stai. Are un nume așa... Cântă în engleză. Zi melodia. Da, cu știu. Nu mai știu nici melodia. Nu. Dar e cunoscută. Dar o melodie avea și el. O melodie aveam și cineva despre care nu știu nimic. Da, nu știu, eu chiar nu mai știu la care. Eu știu că am avut unul odată cu butoane, dar eram prin clasele mai mici. Mă, auzi, mă, știu că clasele mici, nu mai știu. Ai avut vreodată în viața ta pachet la școală? Ai venit vreodată cu bomboane de ziua ta? Nu-mi permiteam pachet și bomboane nu aveam de ce să dau, că pica în... Ăsta, în vacanță, mi se pare, aia da, nu mai știu care. Mereu am fost în vacanță. Ori nu veneam la școală. Dar mai și da, să știi. Păi și de ce m-am făcut și pe mine sărac? Păi nu, atenție. Vezi că m-am făcut și atent, amice. Vezi că eu nu mă luai de tine că ești sărac sau că ai fost sărac, amice. Da, ba, da. Nu-mi băga. Nu-mi băga cuvinte în gură să creadă săracii din comentarii că după mă iau eu de ei sau că am... Păi da, păi te luai de... De mine că eram sărac și că mă dădeam rotund. Nu, că te dai! Te dai acum! Păi și... Că ai uitat, cu alte cuvinte, amici, ai uitat de unde ai plecat, e bine? Amici, în traducere liberă, ca să înțeleagă tot prostul. Da, ai uitat de unde ai plecat. Tu ai uitat de unde ai plecat. Eu am uitat de unde am plecat, da? Văd. Stai că înțeleasă și el acum și schimbă vacanță. Acum facem pe supăratul că el n-a uitat. Amice, spune-mi și mie fosta ta adresă din Craiovița. Nu știu, amici, de ce? Aha. Din Craiovița! Din Craiovița știu, așa, de ce? Ia zi-o. Cu ce scop? De ce? Păi să vedem dacă mai știi. Amice, tu nici nu știai unde stătea, amice, nu știu de ce întrebi. Ba da, știu, adică ca și nume nu, da, știi că să ajung la amicul. Și atunci? Lasă că știi să ajungi. Da, păi și eu știam să ajung amice la mine. Da, știu adresa, dar de ce aș da-o? Da-o! Uite, spun la aleea, na, aleea arhitectul Iliu Marcu. Cum? Alea arhitectul Iliu Marcu. E sigur? Sau Marciu, ceva de genul ăsta, da. Marciu. Cine uită de unde a plecat? Amice, ești un prost și jumate, în primul rând că... Alea și în al doilea rând că ești prea prost. Dacă un lucru de genul, pata minoră, a uitat, da, restul ăștia mai mari. Amici! Bă, de cum să acum înțelegi de ce am zis la Shelly că ăsta nu e o persoană inteligentă? Prost, na.
Acum, înțelegi? N-am ce să ăsta. Dacă eu îți dau exemplu că ăsta nu mai știe nici măcar adresa. Da, mici, un exemplu prost. Pentru că chiar în sensul real al cuvântului, chiar în sensul real al cuvântului, nu de la metaforic. Vorbești de ceva real cu ceva metaforic, nu are nicio legătură la falta. Și oricum îți spusei adresa, ești prost. Da, exact. Păi cum nu e asta adresa? Nu știi adresa. Aleea? Păi ce de unde a stat ăsta, ești prost? Păi atunci asta orice spune, poți să spui că nu e așa, ești stupid. O recunosc și o pot verifica. Bă, tâmpitule, am dat... Cum îi spune, am dat comenzi la curier, mi-au venit acolo, știam adresa, ești tâmpit. Cum voiai să dau adresa la curier? Și la ăstea, când îmi veneau să când îmi comandau de mâncare, ești tâmpit. A, deci îți comandai de mâncare? A, ba nu! N-ai cum cu logica e imbatabilă lui amicul, n-ai cum. Păi bă, oricum tu acum ar trebui să ai 5 milioane de abonați. Nu le iau prea serios, amice, dar tu încerci să ne convingi de prostia pe care o gândești tu. Amice, bă, din orice punct ai privit eu... propriu, știi ce înseamnă sensul propriu? Amice, da, dar, păi da, și eu îl folosi... Păi nu, metaforic vorbind, nu folosești bine, amice. Nu. Și eu îți dădui sensul figurat al cuvântului și tu răspunzi cu sensul propriu. Ce înseamnă asta? Exact. Păi da, ce înseamnă asta? Păi dacă la sensul orică propriu... nu știi ce înseamnă, orică ești tâmpit. Păi dacă la sensul propriu ai uitat, ce pretenții mai avem la asta? Amice, încercați să pari inteligent și ieșiți să mă bată mama. Bă, amice, voi oricum știți atunci când vă puneți că... Dar nu se pune nimeni, dar n-ai nicio logică, amice. Neamul Obred n-are, nu știe să piardă sau să aibă... Dar nu e vorba de pierdut aici, că nici măcar nu aveai ceva de câștigat. La Neamul Obred, ori ești cu ei, ori ești împotriva lor. Cale de mijloc nu există. Păi dar nu există ce spusești tu, n-are nicio relevanță. În primul rând, eu nu eram sărac când am stat la apartament încăcat. Eu făcui o glumă, făcui o glumă, că dacă este de... că am uitat de unde am plecat, știu și eu ce înseamnă sensul figurat de a uit de ăsta. Amice, cred că toată lumea știe, cred dacă că vrei să-ți, dacă vrei să-ți spun la propriu... Eu făcui o glumă, ia amice, de unde ai plecat? Care da, amice, fu foarte proastă gluma, dar permite-mi să-ți mai gluma spun... Gluma a început ok, după care o continuat și prost. O continuat și în așa fel încât să se creadă că chiar asta voiai să zici. Și lasă asta, da, amice. Amice. Ba, păi nu, zisai că știu, cum? Zisai că nu, nu vreau să spun. Inițial, zisai că nu mai știu. Bă, prima, eu crezui prima. Că vrei să zici unde am stat când aveam mâncața și 5 ani. Ah, în Valea Roșie. Ah. După zisai, a, în Craiovița. Eu mai și știam că ai stat în Valea Roșie. Păi, eu zisai că și după și zisai, a, în Craiovița. Și dacă ar fi să o spun pe-a dreaptă, păi când am fost la apartament, nu eram sărac, amice. Deci dacă ar fi să o fi uitat, am uitat de bine, nu de rău. După calculele tale. Că adresa cealaltă o știu, îți dai seama, nu? Și eu am uitat, amice. Ce ai uitat, amice? Dacă îți luăm așa, că și eu am fost sărac înainte și acum am. Da, și ai uitat. Că erai sărac. Nu, n-am uitat. Bă, dar amice! Am terminat, băieții. Bine, termin acum. Pe locul 3, dar amicul cred că e pe ultimul, deci... Bă, nici eu. Bă, ce mă? Bă, acum ajungeam, mă jur! Da, mă, da, DNF! What the fuck? Eu crezui că ajunsei, că dădusem cu spatele să mă uit după amicul. Și eu luai DNF, stai fără nimic. A, tu erai ăla, crezui că e amicul. Da. Nu, eu eram amicul. Bă, continui tot eu sau faci tu amice și după? Păi stai așa, să văd ce urmează. Da, da, corect. A revenit și second part, cum s-ar spune. Bine v-am regăsit aici la ultima cursă de parcurs, alături de prietenii mei. Momentan sunt pe locul 1 pentru că sunt cel mai bun și amicul e ca fraier, dar nu vreau să mă iau de el pentru că s-a supărat pe mine, cică. Amice, te-ai supărat pe mine? Mă uitam aici la un clip pe Facebook. Da. Te-au intrat lui 1 în curte. Bă, sincer, auzi, în curte și după termin continuă cu te și mă spune și au furat, cred că vreo 7 sau o mașină deodată, mâncați. Bă, ești nebun? Bă, las și ăla unde era? Bă, nu știu, bă. Un ăla, un G-Class. Mă, un Porsche, un Dodge, un Q7. Ai, și încă una mică din aia, nu știu ce era. Bă, ești da, bă. Bun. 700.000 de dolari în total. Din România sau din... Nu cred că e din România, nu cred. Amice, da, amice știi, România, știi că la, știi mic, că la noi nu se, nu se fură mașini, amice, foarte rar. Da, mai foarte fură, altă, mai fură, da. Mai fură, bă, dar la noi aici e rar. Se la noi le fură să se plimbe cu ele, să dea cu ele în bă, da, exact, da. Exact. Nu le fură să le vândă. Bă, băieți, pot să o fac cu mărturisire? Da.
Nu o să uit toată viața mea, deci, amice, eram cu motocicleta și era să cade pe motocicleta. Acum vreo câteva luni, dar nu mai știu dacă s-am vrut și am uitat, cred. S-am fost rușine. Eram acolo, amice, pe la... Că știa că n-are echipamentul pe el. Lidl-ul ăla de la Sineasca, știi? Și mă duceam către centru, cum ar veni. Așa. Respect. Eu mergeam pe banda a doua. Ca băieți. Lângă mine pe banda întâi. O nesimțită. Un Opel Bretone. Da. Ce dracu de Opel ăla, că nu știu. De ăla cu peșmecher, vezi că... În fine, ascultă-mă. Un țigănuș la volan, vă dau cuvântul meu, era mai mic decât Justin, cu încă vreo doi tot ca el în mașină și conduceau mâncăvași. Cu manelele în blană și țipau. Vezi că vine, hai, du-te. Doamne. Pe cuvântul meu de onoare. N-aveau mai mult de 13-14 ani. La poliție. Pe bune, ce să sunești de că am... Bă, am încremenit, ești nebun? Pe tocmai de-aia. Sunam, bă, dar n-am pucat să-i văd numărul ăsta, că au făcut dreapta și eu eram pe motocicletă. Eu mă feream să nu dea mine. Sincer, cred că așa ar face orice om normal. Bă, dar reacția mea când m-am uitat în dreapta și văd un copil care abia ajungea la... Bă, era și pitica parpan de la așa. Bă, care abia ajunge la pedale. Da, noi vorbeam ceva interesant și amicul ne întrerupse cu povestea lui de viață. Pare că e mișto și asta. Ia uitați-vă și vorbeam de toți. Da, da. Păi da, bă, dacă nu mi se fură. Că te-ai rădit și tu să-ți furi ăștia a șaptele și nu știu ce. În schimb, în partea aia la altă, bă, se fură mașinile într-o meserie. Ca lumea să fură. Lasă astea, da, catalizatoare, da? Lasă catalizatoare, amice, ăștia ia mașinile cu tot. Ia le ia cu totul, amice, ce ai. Sunt din aia, amice, de vin. Vin cu vin genul... și vezi și n-ai ce să le faci. Da, bă, păi da, lui tata nu era să o ia ea, nu mai știi? Cu tata? Da, bă, din fața casei. Așa se le tău, păi da, a venit mă să-i fure. Cum nu? L-au mai revândut ea. Ba da. Nu l-au revândut, amice, a fost vrăjeală. Bă, adevărul e că, amice, s-a pus rău de tot în afară, s-au pus pe furat de colete. A, aia nu mai vorbesc, aia e de când lumea. E de când lumea, că aia nu ți-l dau în mână. De a oprins-o pe una, gen... gen ea, bă, și avea o groază, cred că, mi se pare. Da, ea era cu gagicul sau la furat. Da, știu. Și le lua, știu, ușor. Bă, și când îl prinde, că ce face aici? Aia fuge și gagicul s-o bădă așa la prost. Bă, fiți când a deschis aia ușa să bage un picior, a plecat, mă, mâncați așa. Păi, ești prost. A căzut aia din mașină în stradă, că și a prins-o aia, mă, și a chemat pe la poliție. Bine i-a făcut. Băi. Deci dacă mă aștepta o fracțiune de secundă, intra aia în mașină, și, da. Și ce amice? Picior. Dumnezeu, amici, las. Da. Bă, știi ce nu suport? Că parcă mi-o aduc aminte. Furi de la stat, furi de la bănci, nu știu ce, mai treacă merge. Bă, nu că, Doamne ferește, nu că aș spune că e ok. Dar zici că, bă, măcar nu fur de la om din buzunar, mă, că omul ăla poate săra cu a dat și el tot ce a muncit pe anul ăla ca să-și ia și el un frigider nou sau... Bine, că nu fură aia frigidere, dă-i dracu. Dar să-și ia și el, uite, un PS. Dar și dacă nu vă fără de a muncit pentru el, adică păi nu contează. Nu că contează, până la urmă, că își permitea sau că nu își permitea, da. Da, dacă nu își permitea, cu atât mai mult. Bine că cei drept mi se pare că, nu mai știu, ăștia au și niște politici pe acolo, dacă de exemplu îți fură ăia din ăsta, mi se pare că da, bă, amice, ăștia îți trimit înapoi coletul. Da, se rupe, amice, dar au furat de-au rupt, ești nebun. Da, știu, asta cu coletul e de mult, e de mult, ani, bun. E, păi da, ziceau de unul că avea ruptă după curier. Da, știa pe unde se duce curierul și el în spatele lui și lua toate coletele lui. Bă, toți, lua el. Da. Lăsa curierul în pachetele, le mai e o modă prin afară de îi vine coletul acasă și le ia și îl despachetează, își ia ce trebuie și îi zice că n-a ajuns, că nu le-a adus. A, știu, da. Și asta e tot așa de... Un băiat pe care îl cunosc a pățit-o. Și faci lui fata problem. Și după la un neamț acasă lucra ca și curier la Amazon și a lăsat ăla, știi? Și a zis că l-a lăsat în garaj, că așa a primit indicații, să-i lase în garaj. L-a lăsat acolo, pleacă ăsta și lase... câteva ore, păi, anunța că e penalizat că nu i l-a adus, sau, nu, sau pe a doua zi. Da, s-a dus la ăsta acasă, atenție, s-a dus la ăsta acasă, un neam de ăsta, pe la bătrân sau femeie, oricum era, din ăsta, așa, Fizon, așa, a ajuns, domne, păi cum, că...
Că ce? Că v-am lansat aici, apă de angajat? Păi nu, 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 cum l-am lansat. Domnule, păi uitați că aveți camere. A, păi nu, că s-au șters filmările. Și nu știa venit lui să se uite, să se dea lângă tomberon, că era o ghină de aia mare. Când a văzut mâncația și era rupt, prostul a rupt din carton, fix AVB-ul așa decupat frumos. Și a zis că ce e ăsta? A, că nu știu. L-a luat, s-a acceptat, dar n-a avut ce să-i facă. Băi, Sebi, tu știi cum făceau ăștia, știi că ți-am zis eu de StockX? Aha. Sunt unii care cumpără Adidas, da? De, ai văzut, de 500-1000 de euro. Da? Bine, merge și de 250, mă rog, e irrelevant. Vin pe rechile după o săptămână, după aia dau la site că nu le-a ajuns perechea acasă. Mm. Și le dau banii înapoi și păstrează și perechea. Da, bă, sunt. Bine, dar dacă îi prind, le fac dosar penal. Da, da, astăzi, da. Te bagă de din alea, că n-ai... Poza ziua aia cu unboxing. Pe Instagram, ia uitați ce mi-a venit gratis. Vreți să vă văd și pe voi? Chiar că asta face poza cu unboxing. Vreți să-i dați că mă duc la comandă? Da, da. La jumătate de preț vi-l dau. Da, dar vezi că și cu chestia asta știu că e cumva. Adică, de exemplu, dacă tu dăduși odată, a, nu mi-a ajuns. Mai dăduși odată, a, nu mi-a ajuns. Vezi că mi se pare că te bagă cumva pe oasă, știi? Și-a comandat Betty de la Mac. Și-a comandat și n-avea nicio treabă ce a comandat. Ea avea ceva, într-adevăr, dar n-avea nicio treabă. Gen, era un Big Mac atâta, cu un suc și, ba, fără și suc, doar cu cartofi, cu un sos. Bine. Uh-huh. Și i-am dat pe la mesajul ea, că ea nici nu știa pe la Betty. Mă, dă-i mesaj pe la suport. I-am dat, i-am arătat, dar ea de foamele și mâncat mesaj la suport. Ba da, dar nu trebuie să dai mesaj la suport, nu. Deci pe Glovo ai dat? Nu, pe Taz. Aaa, pe Taz e o mizerie. Păi și pe Glovo ce trebuie să faci? Pe Glovo pur și simplu intri cu olul la comandă, dai ajutor. Și da, păi acolo am dat, dar nu, telefon? Aveam să intru în chat. Păi da, acolo pe Taz așa face. Adevărul e că, știi care e treaba? Betty, între timp, că i-a fost și foame, le-a și mâncat. Normal că, dar oricum, cum să nu le mănânce? Adică, pui mei, ce, dar ce făcea? Trimitea curierul? Trimitea curierul înapoi să se ia comanda? Le-a mâncat, păi, dar nu, asta e, și ne-a dat banii înapoi, ce să... Amice, așa mi-au făcut și mie, de mi-a venit un burger. Bă, dar cine a găsit comanda? De la Mac sau băiatul ăla de la Mac? De la Mac. Îți dai seama că de la Mac aici. Dă ăsta comanda și la revedere. Bine, depinde, vezi că se pot întâmpla și cazuri și curiere să greșească. Mai ales dacă ați dat de Taz. Dacă ia mai mult odată. Vezi că Taz ia multe comenzi, foarte multe. Poți să ia și în același moment. Păi era un nepalez, dar nu, ce să-i faci pe la plângere omul? Lasă-l. Nu e vorba de plângere, dar gen, dacă e așa o dată, e posibil să le încurce. Uite, da, de exemplu, mi s-a întâmplat și la Glovo. A avut la comandă dublă și mi-a lăsat mie comanda altuia. Da. Și gen, l-am sunat înapoi că am desfăcut punga, știi? Și ai văzut știi, că nu, da. Nu, de fapt, nu, mă pregăteam să dau ăla pe Glovo, știi, să-mi dea banii înapoi, că nu aveam ce ăsta și mă sună el înapoi. Ah, că vedeți că mă scuzați, dar cred că v-a lăsat altă comandă. Păi că mai aveam una. A venit ce să fac? Că am băgat ăla înapoi în pungă? Îți dai seama că nu prea a fost etic. Dar nu m-am apucat. N-am apucat să le desfac, gen să pun mâna pe ele. Bă, dar era desfătut cu tot punga, tot. Ia, știi punga. Da. Și l-a luat și l-a pus înapoi și a zis, domnule, dar vedeți că nu prea e ok, adică puii mei. Ah, că da, știu, dar greșit și eu și păi, dar... Ai un număr mare care scrie la comandă, pulea! Da, stai puțin, poate pe a dat-o ea înapoi, nu pe aia de a greșit-o și asta e, nu mai duce și... Aaa, nu mai duce pe dracu, la ce o mai lua înapoi? Mă duce, o duce, amice! Păi, și a dat-o de corectă! Păi nu, dar asta înseamnă că dacă tot ar face asta, înseamnă că poate să mănânce din comanda mai lejer! Că îmi desface sigiliul ăla și... La revedere, da. După tu zici că nu mi-a ajuns comanda, dar de fapt... Bine, da. Legumă dacă ar face dacă ar lucra la ta, sigur, sau la Glovo, sigur ar lua din cartofi. Ce serios. Bă, nu, dar pe mine știți ce mă enervează așa? Că și ăștia, curierii ăștia sunt cam... Bă, eu înțeleg, hai că unii n-au, nu știu ce, nu știu cum. Bă, da, dacă tot faci, că tu, normal, n-ar trebui să iei mai multe comenzi. Tu n-ai voie să iei mai multe comenzi. Dacă tot faci... Dar îi bagă aplicația, bă. Măgării din... În ultimul timp îi bagă. Da, nu știu. A, bar n-am cum. Îi bagă, că știu eu. Uneori nu-i bagă mai multe comenzi, deși se duc în acea zonă, cum ar veni. Nu-i bagă mai multe comenzi, dar le bagă din altă zonă, comandă. A, ce prostie. Da. De foarte, da, nu știu că nu am lucrat ca să știu cum funcționează, bă, dar... să nu vă duceți mâncava și gura voastră, ne mâncați la sală.
decât să ne alegem ăsta amice. Am auzit, amice. Luni și mie, după a fost... Bă, amice în viață, deci da, ne mai spuneam... Bă, amice, rău, da. Bă, mort! Deci nu puteam să respir corect, nu puteam să mă concentrez, deci zbura gândul. Deci eu n-am știut ce e cu mine. N-am nici mai ales dacă uită la tine, nu știu ce e cu tine. Nu știu, trebuie. Ce fete s-a uitat, bă? Mama mea. La 11 minute 30 și cu încă 8 și ceva, la minutul 19 trebuie să uite Beti așa. Cum a stricut mă de aici? Bă, știi ce voiam să vă zic, că tot așa, și mi se pare că tot cu Tazul am... Bine, gaja, nu a fost vina lor, dar... am dat și eu comandă la un burger, amice. Bă, bă, amice, când am băgat cuțitul în el, mi-am dat seama că... Mă, nu că nu era... Bine făcut. Când am băgat cuțitul, era făcut... Bă, făcea... Amice, bă, bajocură de burger, n-am mai văzut în viața și în zilele mele, nici pe exterior nu era făcut bine în interior. Deci am făcut așa biluțe, ziceai că făcusem, pregătesem carnea de cheftele. Deci acum dacă luam carnea aia și o băgam, facem cheftele, ești nebun? Ce mă, ăla de l-ai pus la stoi acum? Da mă, da, da. Le-am dat ăstora mesaj și aia îmi făcea, a, că nu știu ce, că să fac poză și la al doilea. Bă, femeie, l-aruncai, lasă-mă în pace să fac poză la amândoi, că ai tu... Păi îți fac poză din altă poziție, ești proastă. Că îl mâncase pe nică. Nu, după mi-a zis Alexandru, eu am crezut că l-a aruncat, ea s-a dus să-și facă baie, știi? Eu când am văzut comandă, am dat direct mesaje, ești nebună, i-am luat telefonul, hop. Păi și l-ai dat lui Benică? Nu, e, nu. Am mâncat decât chifla, că mi-era prea foame, care n-am avut cum să mănânc chifla cu sosul. Și la revedere, pe restul mi-am luat banii. Bine, pe toată comanda mi-am luat. După fac eu, bă, iubire, tu cum mâncași mă ăla? Face, a, că crezi că a ta e mai bine. Eu o luai și o prăjii înapoi, că era acasă, știi? Bravo, mă, și mie să nu-mi zici. Da, e, ce să mai zic, băieții, eu am cam terminat. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și vă acest. Hai. Și să nu furați, băieți, vă rog eu, vă rog, nu furați. Faceți orice. Mai ales dacă sunteți curier la mine, că vă omor. Să nu-i luați din cartofi la mea, că ăsta-i număr. Bă, eu nu suport să mănânce cineva de mâncare. Păi da, bă, mi se pare chiar urâtă faza asta. Vedeți că ăsta știe câți cartofi ar trebui să fie într-o porție mică, mare, medie. Că mănâncă de 13 ori pe zi. Câte ori am numărat?